Centrul DV intră în reabilitare. Administrația locală dorește transformarea pieței Aras într-un spațiu adecvat unei platforme pietonale urbane. Contractul pentru finanțarea proiectului, în valoare de peste 6 milioane 400 de mii, a fost semnat astăzi între primarul DV-i, Petru Mărginean, și directorul ADR Vest, Sorin Maxim. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea gradului de confort urban în municipiul Deva. În prezent, zona este una de relaxare, însă dotările spațiului lasă mult de dorit. Pot afirma că sunt printre ultimele, dacă nu chiar ultimul calup de proiecte care vor fi semnate pe actualul program, în sensul că aceste proiecte practic au înlocuit anumite proiecte din lista pe care primăria a avut-o anterior și care, din considerente obiective, au fost înlocuite. Fântâna arteziană actuală va fi înlocuită cu alta. Va mai fi amenajată și a doua fântână arteziană. Spațiul va avea peste 900 de metri pătrați de alei pietonale, 1500 de metri pătrați de zonă verzi și o piațetă. Vor fi montate bănci, pergole, coșuri de gunoi și rastel biciclete. În zonă va fi amenajat și un infochioșc. Piața Aras va fi o piață care va fi, din punctul meu de vedere, se poate transforma la un moment dat și pentru anumite evenimente mai mici această piațetă, cu multe zone verde, cu fântâne arteziene și încetul cu încetul vom face și vom ajunge și în cartierele Gojdu, Micro 15, în zonele în care putem face zone de recreere. Durata de implementare a proiectului este 9 luni. Tot astăzi a mai fost semnat și un alt proiect pe fonduri europene, prin care se va reabilita și moderniza un cartier din Deva.